Bună ziua! Sunt profesor de geografie și vă prezint tema ocultația Soarelui sau așa cum este foarte cunoscută, eclipsa de Soare. Ocultația Soarelui este un fenomen astronomic spectaculos dacă avem condiții atmosferice pentru o vizibilitate bună. Pentru populație este un motiv de distracție sau chiar de a întrerupe activitatea pe motiv de eclipsă. Specialiștii valorifică momentul pentru a face cercetări asupra Soarelui. Ocultația este dispariția unui astru din câmpul nostru de vedere, când între acel astru și observator se interpune un alt astru. Dar termenul eclipsă este așa de încetățenit, încât cedăm tentației și o să-l folosim în acest material. Mecanismul de producere sau geometria ocultației Soarelui a fost prezentată detaliat în materialul referitor la eclipsa de lună. În continuare, prezentăm sintetic următoarele informații. Datorită situării la distanțe variate și a dimensiunilor diferite, mărimea aparentă pe cerul terei a lunii este aproape la fel de mare ca cea a Soarelui. În funcție de interpunerea corpurilor cosmice în mișcare în fața Soarelui, eclipsele de lună se produc atunci când orbita lunii este aliniată perfect cu Pământul și cu Soarele. În această situație, corpurile sunt distribuite astfel, Soare, Lună, Pământ, situație numită conjuncție sau faza Lună nouă. Luna acoperă complet sau aproape perfect discul Soarelui și coroana solară devine vizibilă cu ochiul liber de pe Pământ. În concluzie, efectul unei eclipse de Soare este că umbra Lunii străbate Pământul. În continuare prezentăm un film referitor la mecanismul producerii eclipsei de Soare. Ultima ocultație de soare vizibilă din țara noastră a avut loc în 11 august 1999, ocazie cu care Banca Națională a României a emis monede și bancnote cu evenimentul. În această imagine aveți bancnotele și pe această hartă aveți distribuția benzii de totalitate pe teritoriul României. Linia centrală a benzii de totalitate, limita nordică și limita sudică a benzii de totalitate. Punctul maxim al eclipsei a fost poziționat la sud-vest de orașul Râmnicu-Vâlcea. Pe măsură ce ne depărtăm de această bandă de totalitate, gradul de acoperire a discului solar se reduce. De reținut. Ocultația Soarelui este dispariția unui astru din câmpul nostru de vedere atunci când între acel astru și observator se interpune un alt astru. Datorită situării la distanțe variate și a dimensiunilor diferite, mărimea aparentă pe cer a Lunii este aproape la fel de mare ca cea a Soarelui. Eclipsele de Soare se produc atunci când orbita Lunii este aliniată perfect cu Pământul și cu Soarele, corpurile fiind distribuite astfel, Soare, Lună, Pământ, situație numită conjuncție sau faza Lună nouă. În timpul ocultației, luna acoperă complet sau aproape perfect discul soarelui și coroana solară devine vizibilă cu ochiul liber de pe pământ. Sunt mai multe tipuri de eclipse, în funcție de gradul de acoperire al discului solar. Eclipsă totală, eclipsă parțială și eclipsă inelară. În continuare vom prezenta informații despre acestea. Eclipsa totală are loc atunci când soarele este treptat obturat complet de lună. Imaginea strălucitoare a soarelui este înlocuită timp de câteva minute de silueta întunecată a lunii. Totuși, coroana soarelui, mult mai strălucitoare decât luna, rămâne vizibilă.
Eclipsele totale sunt vizibile doar pe o fâșie îngustă de pe suprafața Pământului. Eclipsa parțială apare atunci când Soarele și Luna nu sunt aliniate exact și astfel Luna obturează Soarele doar parțial. Acest fenomen poate fi observat de obicei de pe o mare parte a Pământului, în special în exteriorul benzii de totalitate. Eclipsa inelară se formează atunci când diametrul aparent al Lunii este mai mic decât cel al Soarelui. Din Soare se vede marginea în formă de inel strălucitor ce înconjoară Luna întunecată. Eclipsele de Soare inelare sunt un eveniment astronomic rar. În continuare vă prezint un film referitor la tipurile de eclipsă. De reținut. Eclipsa totală are loc atunci când Soarele este obturat treptat și complet de Lună. Coroana Soarelui, mult mai strălucitoare decât Luna, rămâne vizibilă. Eclipsa parțială apare atunci când Soarele și Luna nu sunt aliniate exact și astfel Luna obturează Soarele doar parțial. Eclipsa inelară se formează atunci când diametrul aparent al Lunii este mai mic decât cel al Soarelui și din Soare se vede marginea în formă de inel strălucitor. Fenomenul inelul cu diamant este un fenomen observat în cursul eclipselor totale de Soare. Cu o clipă înainte ca Soarele să fie complet acoperit de Lună sau în prima clipă când începe să iasă de sub umbra acesteia, la marginile discului lunar mai scapă câteva pete de lumină, ca niște mărgele strălucitoare. Cauza este relieful accidentat al Lunii. Suprafața acesteia este plină de denivelări, cratere, văi, munți, etc. Așa că marginea discului Lunii, deși pare netedă de la distanța de la care o privim noi, în realitate are un aspect zimțat sau cu știrbituri. Iar știrbiturile sunt cele care permit luminii solare să scape aici-colo, pe lângă discul lunar, rezultând strălucitoare mărgele, denumite Bayley, în cinstea celui care le-a descoperit. De reținut, fenomenul inelul cu diamant este un fenomen observat în cursul eclipselor totale de Soare. Cu o clipă înainte ca Soarele să fie complet acoperit de Lună, sau în prima clipă când începe să iasă de sub umbra acesteia, la marginile discului lunar mai scapă câteva pete de lumină ca niște mărgele strălucitoare din cauza reliefului accidentat al Lunii. Atenție! Eclipsele de Soare pot fi observate direct doar cu protecție. Fără protecție poate fi privită numai faza de totalitate, când nicio parte a Soarelui nu este vizibilă. În timpul altor faze, observarea poate fi realizată cu ajutorul unor ochelari de protecție specială pentru eclipsă sau a unor ochelari pentru sudor cu protecție minimă de 14 sau cu instrumente echipate cu filtre speciale. Eclipsele pot fi observate și indirect, utilizând proiecția imaginii pe un ecran de hârtie sau alte dispozitive. Dacă privești o eclipsă cu ochiul liber, vederea ta poate fi afectată. De reținut. Atenție! Eclipsele de Soare pot fi observate direct doar cu protecție specială pentru eclipsă, ochelari pentru eclipsă sau instrumente echipate cu filtre speciale. Ele pot fi observate și indirect, utilizând proiecția imaginii pe un ecran de hârtie sau folosind alte dispozitive.